Doamnelor, domnilor, în această bucată de emisiune, știți, se desfășoară cel mai important concurs al primăverii. Este vorba despre bătălia sexelor. Pune față în față un băiat și o fată. Întrebările pentru fete sunt din area de interes a băieților, dar întrebări despre lucruri normale din casă, domestice, și viceversa este la fel de adevărată. Avem pe telefon o Mihaela. Bună dimineața! Dimineața! Mihaela, de unde ești? Fălticeni. Și câți ani ai? 21. Mulți înainte. Status marital? Poftim? Status marital. Stare civilă, zice dânsul. Sunt căsătorită. Felicitări, am simțit, băi. Ce ai simțit? Fălticeni. Pe cealaltă linie, Mihaela se va confrunta cu Alin. Bună dimineața! Bună dimineața! De unde ești, Alin? Din Telorman. Câți ani ai? 26. Fălticeni versus Telorman. Fete versus băieți. Eu pun întrebările pentru băieți, Răzvan pentru fete. Încep fetele. Mihaela, atenție la mine. Avem o întrebare pentru tine. Ușoară, de deschidere. Câți jucători are pe teren o echipă de basket? 7. Deci chiar m-ați prins în offside. Miki? Așa e. Pentru că la basket, draga noastră Mihaela, nu există offside. Bineînțeles. Da, normal. 5 jucători are echipă de basket pe teren. Îmi pare rău, am crezut că e întrebare simplă, dar văd că nu te-am nimerit. Stai liniștită. Pentru Alin avem întrebare de încălzire. Da. Foarte simplă. Ia uzi. La ce se referă fetele când spun Ben Marie? Nu merge netul repede, e, are conexiuni de la... 5, 4, 3, 2, nu știu. 1... Chiar nu știu. Pare rău că nu te-ai uitat la emisiune de la început, pentru că Vlăduț astăzi asta a făcut, a topit ciocolata în Ben Marie. E un procedeu legat de bucătărie și de aburi, nu zic mai multe pentru că vom refolosi întrebarea. Mihaela, fălticeniu. Da. Conduci? Da. Atunci e bine. E bine că s-ar putea să știi întrebarea asta. Mașinile care au cutie de viteză automată, în dreptul schimbătorului au niște litere trecute, da? N-ul da. De la punctul mor, neutru, da? D de la drive, adică mers înainte. P de la parcare. Și au și un R acolo, majoritatea. R-ul pentru ce? Pentru retur, pentru mers înapoi, nu? Foarte bine. Bine, Mihaela! Foarte bine, pentru că mai toți cunoscuții noștri spun că râul vine de la rachetă, știți? Alin, foarte este bine. 1-0 pentru fete, dar ai șansa să egalezi chiar acum. Atenție mare, ai 10 secunde la dispoziție să ne spui ce este andreaua. Pentru împletit. Pentru de dimineață. Dar ca obiect, ce este andreaua? Este metalică. E un ac, mare și gros. Bun, un punct și pentru Alin. Este egalitate. Mihaela, te pricepi la mașini, înțeleg. Nu te pricepi la basket. Nu. Atenție mare, ultima întrebare pentru tine. S-ar putea să câștigi, dacă nu e așa, Alin nu nimerește răspunsul corect la ultima întrebare. Întrebarea pentru tine este: austriacul Niki Lauda a fost jucător de fotbal, pilot de curse sau schior? Hai să dau la nimereală. Te rog. Schior. Așa este, s-a făcut și un film de curând despre el. Da, cum i-au luat foc schiurile. Raș. Vaga noastră, Mihaela, Niki Lauda este celebrul pilot de Formula 1. Se spunea că funcționează exact ca un ceas elvețian, deși era austriac și era foarte greu de bătut pentru că era unul din cei mai riguroși pe pistă. Niki Lauda a concurat foarte mulți ani cu o parte din cap și scalp arse. E făcut un film, Rush se cheamă, despre el. Te poți documenta, nu contează, este 1-1. Dacă Alin răspunde la ultima întrebare, îți ia premiul dacă nu este o egalitate și premiul se reportează. Alin, am să încerc să fiu blând cu tine. Descrie-ne la ce se folosește ghergheful. 10. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Mihaela, ne-a zis tu la ce se folosește ghergheful? Nu știu. Știe totul despre mașini, ce vrei. Da. Ce gherghef? La ce se folosește colegul ghergheful? La gherghefat? La cusut, țesut, etc. În croitorie, o formă de croitorie. Ce e, mă, de râs? Ce se aude? Se joacă Michi pe butoane. Michi, lasă, te rog, eu laptopul ăla, că m-ai zăpăcit de cap. Facem cu o întrebare de baraj. Bineînțeles, ca să dăm sunt pregătit. Iată, atenție mare. Mihaela, Alin, ne auziți? Da. Da. Primul care știe răspunsul, pentru că este egalitate și avem o întrebare de baraj, își strigă tare numele la telefon. Da? Primul care știe răspunsul. Sunteți pregătiți? Da. Atenție, Dani. Ce, Dani? Păi n-ai zis că ai o întrebare? Da, am. Păi te rog. Păi n-am eu. Amândoi conduceți? Da. Da. Alin, Mihaela, care credeți că e mai bun șofer pe șosele? Depinde și vârsta, nu? Sau depinde între femei și bărbat? Sau... Nu, între voi doi. Eu. Bineînțeles. Mihaela, vrei să contrazici? Nu, că nu cunosc persoana. Am înțeles. Atenție mare. Cel care știe răspunsul își spune mai întâi numele și apoi are dreptul să răspundă. Întrebarea este foarte simplă. La ce spunem atunci când șofăm faza de întâlnire? Alin. Alin, te rog să răspunzi. Este faza scurtă când te întâlnești cu un alt autoturism. Michi? Mulțumim, Alin! Ia premiul, Mihaela! Data viitoare! Intri necâștigătoare în weekend, îmi pare tare rău. Premiul pentru Alin este de la AllView. Este o boxă ce se conectează pe Bluetooth și face o grămadă de lucruri. Mulțumim tare mult! Bătălia sexelor a fost aceasta pentru săptămâna în curs. Săptămâna viitoare o să avem niște întrebări mai ușurele, ca să avem măcar 2-3 răspunsuri pe ediție.